Creșterile salariale, dar și cele de pensii din acest an au fost posibile doar datorită sacrificării unor sectoare care s-au dovedit vitale pentru România, astfel că și în 2017 Parlamentul renunță la autostrăzi și spitale și alte astfel de planuri pentru a compensa toate tăierile de taxe și majorări de venituri ale populației. Mai multe finanțări legate de finanțările anumitor tronsoane de autostradă din țară au fost respinse pe diferite motive. De asemenea, s-a tăiat foarte mult și din investițiile în spitale, astfel că toate spitalele CFR au rămas fără lucrări de modernizare pe anul acesta. Institutul Cantacuzino care avea nevoie de 40 de milioane de lei pentru a se pune pe picioare, nu va primi acești bani așa cum era propus de anumiți deputați, deși sunt multe proiecte care au fost respinse. Premierul Sorin Grindeanu a declarat ieri în parlament că la construcția bugetară s-a ținut cont de investiții sporite și de cheltuielile prevăzute cu majorările salariale. Consiliul Superior al Magistraturii a discutat a solicitarea Ministerului Justiției de avizarea ordonanții de urgență prin care a fost abrogată ordonanța 13. Solicitarea de avizare a proiectului a fost înregistrată la Ministerul Justiției duminică 5 februarie, în ziua în care OUG 13 a fost abrogată de guvern. Acum în codul penal și în codul de procedură penală sunt foarte multe articole neconstituționale, a susținut Iordache, arătând că scopul noului proiect de lege este de a corecta aceste articole. Ministerul Justiției a anunțat că organizează în perioada următoare un grup de lucru interinstituțional, la care sunt invitați să participe reprezentanța ai tuturor profesiilor sistemului judiciar, societății civile și mediului academic, în vederea elaborării unui proiect de lege pentru modificarea și completarea codului penal și a codului de procedură penală. Ministerul Finanțelor Publice a anunțat luni că au mai rămas aproximativ 175,5 milioane de lei disponibili pentru garanții în cadrul programului Prima Casă. Acest plafon de garantare neutilizat permite finanțatorilor să acorde credite Prima Casă în valoare totală de 351,01 milioane lei. Pentru garanțiile care se acordă în semestrul 1 al anului 2017, nivelul comisionului este de 0,45% pe an în scădere de la 0,49% cât a fost anul trecut, se arată în document. Potrivit acestui Ministerul Finanțelor Publice a elaborat proiectul de hotărâre de guvern prin care propune un plafon de garantare în valoare de 2,5 miliarde de lei pentru anul 2017. Proiectul se află în consultare publică și urmează să fie supus aprobării guvernului plimbați-vă în 2, jumătate tu, jumătate noi, ar putea suna propunerea reprezentanților CFR Călători pentru îndrăgostiți luna aceasta. CFR vine în întâmpinarea îndrăgostiților pentru zilele de 14 și 24 februarie, când se sărbătoresc Valentine's Day și Dragobetele și acordă reduceri de jumătate din tariful întreg pentru două persoane la clasa 1 și clasa 2, pe relații incluse în cele ofertate la trenurile nominalizate și doar la casele de bilete cu emitere electronică. Mai mult, primele 50 de cupluri care în perioada 16-19 februarie se prezintă la standul CFR Călători din cadrul Târgului de Turism al României, vor primi premii, după cum se precizează într-un comunicat al CFR Călători. Vremea proastă se întoarce în aproape toată țara. În funcție de regiune vom avea parte de ploi sau ninsori. În intervalul 7 februarie-9 februarie, temporar se vor semnala precipitații în toate regiunile. Cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri metri pătrați. Iar în Moldova, Dobrogea, Muntenia și în zonele deluroase, din restul teritoriului, pe arii restrânse 30-40 de litri metru pătrat. În cursul nopții de luni spre marți și pe parcursul zilei de marți, va ploua pe arii extinse. Începând din cursul nopții de marți spre miercuri, vor fi precipitații mixte, iar în sud-estul țării începând din după amiaza zilei de miercuri, treptat vor predomina ninsorile. Vântul va avea intensificări temporare, cea mai mare parte a munteniei și a Dobrogei, cu viteze ce vor depăși la rafală 50-55 de km pe oră.